Un salt calitativ față de anii precedenți, recunoștință față de patronul muzeului, dar și față de fondatorul său. Sunt câteva principii care guvernează noul program editorial al muzeului, pregătit încă de pe acum pentru anul 2014. Același program mai vizează și editarea unui volum de studii și documente despre Ateneul Nicolae Bălănescu, precum și o lucrare inedită despre Savin Popescu. Să ducem la bun sfârșit proiectul început în colaborare cu Centrul Cultural Local Ion Vinea, legat de Ateneul Nicolae Bălănescu, de această personalitate excepțională și de istoria instituției. E un volum de studii și documente la care și-au adus contribuția mai mult dintre colegii noștri, coordonat de tânărul muzeograf Gelu Brâncovean. Toate lucrările la care muzeografii și istoricii giurgiuveni lucrează se vor a fi reorganizate pentru a fi editate după standarde internaționale. Ne pregătim ca revista științifică de tradiție, Buletinul Arheologic al Muzeului, să fie reorganizată la standarde internaționale, în așa fel încât colaboratori de marcă din țară și străinătate să dorească să onoreze paginile ei. Dincolo de proiectele muzeografilor giurgiuveni, muzeul rămâne cu aceeași mare problemă. Subfinanțarea culturii, percepută adeseori ca un moft, dar mai rămâne și cu o problemă locală. Muzeul nu are un director pentru că postul este încă ținut la păstrare.